Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt Teodora Tompea, o nouă ediție a emisiunii Scenă Deschisă, primul podcast televizat din țara noastră la Digi24. Iancu Gudă, invitatul special din această seară, este realizator Bani în Mișcare. Iancu, bine ai venit. Salut. Spun realizator Bani în Mișcare, așa te recunosc cei care ne urmăresc acum, însă mai degrabă aș spune ca o titulatură generală specialist în economie, cel care ne învață ce să facem în fiecare moment cu banii noștri. E corect? Da, chiar ce mi s-a spus profesorul de educație financiară. Sunt și de risk management și de analiză financiară. Am ajuns și cu aceasta și îmi face mare pasiune și plăcere să contribui. Pasiune, dar cum a pornit o pasiune cu cifrele, cu matematica, cu economia? Știi, cei mai mulți dintre noi fugim. Acum suntem la poli opuși. Eu am fugit de matematică, dar uite că ajungem în cele din urmă să ne folosim de ea. Tu o mare pasiune pentru cifre. De ce? E din totdeauna sau a fost o iubire care a început treptat? Am fost atras de cifre, de matematică. Pe zona aceasta umanistă n-a fost punctul meu foarte. Chiar am învățat să scriu și să citesc la 9 ani, pentru că am fost într-o comunitate crescută de aromâni macedoni în Megidia și la grădiniță educatoarea aromână, la școala primară învățătorul aromân. Evident că știam să vorbesc și românește, dar nu scriam cursiv sau corect. Ceea ce am recuperat, evident, ulterior, dar cu partea realistă, cu cifrele, mereu am fost apropiat așa, bun prieten cu cifrele. Și a fost o chestie care a venit din familie, natural. Adică am fost atras de bani și de ideea banilor în mișcare încă din copilărie, cu exemple concrete. Adică, ce vedeai și ce ți se părea atunci fascinant, apropo de bani, din copilărie? Păi, de exemplu, în 1991, la vârsta de 6 ani, am învățat ce înseamnă inflația. Un credit prost și dobânda mare. Am vrut să îmi cumpăr niște acții pilde pentru ceva copilăresc, prostesc. Tata nu mi-a interzis, m-a întrebat de ce am nevoie, pentru ce am nevoie de bani. Și mi-a spus că este o sumă mare de bani pentru o prostie, mai ales acele legume de mestecat total nesănătoase, cu foarte multe chimicale în ele. Dar mi-a spus, dacă e decizia ta și vrei să ți-o asumi, îți dau banii respectivi de care ai nevoie, numai că trebuie să mi dai înapoi. Plus inflație. Tată, ce e inflația? Du-te și cumpără pâine în fiecare zi. Pentru cei care nu știu, în 1991 inflația a fost aproape 300%. Și cu aceeași sumă de bani, deja în 2-3 zile, nu mai puteam să cumpăr aceeași cantitate de pâine, pentru că, evident, se scumpea. Și am văzut ce înseamnă inflația, am simțit ce înseamnă inflația înainte să înțeleg ce înseamnă inflația. Și am returnat acel împrumut, să spunem, de 100 de lei, 300% inflație plus 10% pe lună, pentru că mi-a perceput o dobândă foarte mare, fiind o decizie proastă, ca să învăț ce înseamnă credit prost cu dobândă mare. Și a propus să te învețe sau era o problemă, apropo de context, că era situația economică de așa natură? Cum erai în acel punct sau cum îți amintești tu cum te raportai atunci? Simțeai familia ta ca fiind o familie înstărită sau ca fiind o familie care avea neajunsuri? Nu provin dintr-o familie înstărită, am primit tot ceea ce am avut nevoie, educație, sprijin pentru cele necesare, dar n-am avut lucruri în exces sau să ne permitem risipă. Și evident, copil fiind, nu înțelegeam multe lucruri despre bani și cred că experiența de la o vârstă fragedă, puterea banilor, că banii nu sunt nelimitați, că se muncesc, că deciziile au consecințe și că trebuie să ne le asumăm. Și acel credit pe care l-am abusat de 5 ori mai costisitor, tot cu mici sarcini în familie, l-am ținut minte și îl țin mereu minte, probabil voi ține minte toată viața. Deci, prin învățare emoțională, spirituală, intelectuală și fizică, ai o învățare completă. Școala noastră se rezumă la cea intelectuală, doar informație, dar nu palpăm celelalte trei zone. Și toate acestea mi-au fost inspirate de la o vârstă fragedă și au devenit lucruri naturale, adică nu sunt noțiuni abstracte pe care le-am învățat ulterior din școală. Sau, de asemenea, spiritul de antreprenor, cum a fost insuflat de la 10 ani. Munceam pentru bunic sau alături de bunic. A fost o schimbare pentru mine
Ți-ai dorit esențială. Să faci asta? Ți-ai dorit să muncești alături de familie? Mi-am dat seama că e nevoie, că banii nu sunt nelimitați, că nu pot să-mi permit orice, că trebuie să și contribui, că am și responsabilități. Și ce făceai mai exact? Evident, mici sarcini ca și pentru un copil, nimic serios, dar să duc gunoiul, să ajut să merg să coleg hrană pentru animale, să adun mușețel pentru mama, să fac piața pentru femeile mai vârstnice din cartier și așa mai departe. Pe de o parte aveam responsabilități personale, să mă duc la școală, să mă spăl pe dinți, să fac ordine în cameră, pentru care nu eram bonusat, pentru că era responsabilitatea mea, dar pentru altele a trebuit să contribui. Și atunci, de la o vârstă foarte fragedă, am învățat despre puterea banilor în mișcare, că trebuie să contribuim. Diferența dintre a munci pentru bani și banii să muncească pentru tine, când am investit în atelierul de tâmplărie al tatălui meu cu primele instrumente pe care și le-a cumpărat și cu ajutorul economiilor mele și, practic, aveam un procent din vânzările de mobilier. Cât ai strâns? Cât timp ai muncit ca să faci investițiile acestea? Mereu. N-a fost o perioadă limitată, lună de lună. Câștigai și investeai. Exact. Câștigam și investeam, cumpăram animale, puceluși alături de bunicul meu și am și riscat, câteodată se întâmpla să moară, să nu reușim să-i vindem. Am învățat ce înseamnă riscul la 10 ani să pui niște bani, niște animale și să nu obții rezultat. Am muncit pentru bunicul meu cu rație, adică adunam lucernă și am plătit 10 lei pe sacoșe, sau am muncit alături de bunicul meu când de fapt investeam și cumpăram purceluși alături de el și de Crăciun îi vindeam și aveam jumătate din profit. Și am văzut ce înseamnă diferența dintre a fi antreprenor și a fi, să zicem, angajat, evident, cu ghilimele de rigoare. Atenția centrală era asupra școlii, asupra activităților de copii, sport, ne jucam, dar o mică parte din timp aveam și aceste atribuții, tocmai pentru a înțelege puterea banului și că contează mult, că nu este nelimitat și că trebuie să-l gestionăm cu responsabilitate. Foarte interesant e că, deci de mic, ești așa cum te vedem și astăzi, bun, la un alt nivel, spirit antreprenorial, foarte calculat, foarte pragmatic, dar e important de spus că de unde provii tu, tradiția este de bază, familia este de bază și lucrul acesta, iată că se vede și în povestea ta de viață. Cât de mult crezi că a contat totuși că vii dintr-o astfel de familie, că ai în spate o astfel de tradiție de la care nu poți să faci rabat, nici cum. Sunt convins că înainte de a merge la școală și educația principală vine din familie, pentru că vedem în jurul nostru, însușim comportamente, obiceiuri și le repetăm involuntar. Ulterior ajungem, pe măsură ce devenim adulți, să le înțelegem. Mi-aduc aminte de la probabil 3-4 anișori, eram pe genunchiul străbunicului meu, Dima, care îmi spunea că trebuie să fii precum soarele și mi-a arătat cu mâna spre soare și nu înțelegeam papu ce înseamnă bunicul sau străbunicul pe a română, ce înseamnă, ce vrei să spui. Păi soarele este în mijlocul tuturor, oferă foarte mult și nu depinde de nimeni. Și ce înseamnă asta? Păi uite, când arăți cu mâna la cineva, pentru că folosești exemple concrete și dai vina pe cineva, observ cum 3 degete sunt arătate spre tine, nu ai voie să găsești scuze, nu ai voie să dai vina pe nimeni, dacă nu identifici 3 probleme la tine, le rezolvi și apoi ai dreptul să găsești scuze, ceea ce ulterior am înțeles că sunt alibiuri și de fapt motive în spatele cărora ne ascundem și ne motivăm insuccesul sau faptul că n-am reușit ceea ce am dorit. Și nu depinde de nimeni. Străbunicul a fost cioban la oi până la 93 de ani. Nu se ducea că avea nevoie de bani, dar îi plăcea activitatea. Bunicul era electrician, era și taximetrist în timpul liber. Tata era pompier, era și tâmplar. Mama era laborant chimist la avicola, făcea și goblenuri pe care o parte le ținea în casă sau le vindea. Deci mereu am văzut în jurul meu toți membrii familiei că au avut 2-3 ocupații și am preluat-o și eu. Având astăzi multe ocupații, pentru că știu că spuneai la un moment dat și spui și în carte sau printre rânduri se poate citi și în prima ta carte, 4-5 ore dormi pe noapte.
Am reușit să ajung la un timp mai rezonabil, de 6 ore, 6 ore și jumătate, poate chiar 7 ore câteodată. Am mai multe ocupații, într-adevăr, și le fac din pasiune, nu pentru bani. Da, e clar acum de unde vine. E clar, da, că ai văzut asta în familie și că succesul nu are legătură cu diplomele, câte diplome ai, cu câte funcții ai, ci mai degrabă cu ceea ce știi să faci. Exact, abilitatea de a face ceva, de a contribui, pentru că soarele este iubit de toți, pentru că oferă, să aduci ceva și să faci ceva care rezolvă o problemă, o nevoie. De aceea, de exemplu, am fost foarte atras de ideea proiectului Banii în Mișcare de la Digi24, cel mai lung maraton de educație financiară din România. Știam că pot să contribui, aveam cunoștințele și experiența necesară și sunt convins că în România, țara cu cea mai proastă educație financiară din Europa, e mare nevoie. Și atunci n-am făcut-o pentru bani. Sunt CEO de multinațională, profesor, lector universitar, scriu cărți, două din cele trei scrise de mine au devenit bestseller, peste 20.000 de exemplare. Țin conferințe, sunt invitat, consultanță, firmele mele. Deci n-am venit să fac bani, am venit să contribui și evident primesc aprecieri, lumea mă recunoaște și e... Practic, sfaturile pe care le împărtășim nu neapărat oferă soluții, ci ridică întrebări ca oamenii să găsească soluții la problemele pe care le au. Și de multe ori oferim chiar și soluții. Iancu, ai povestit foarte frumos despre viața ta din copilărie, despre cum te raportezi tu la familie. A rămas probabil familia ca fiind ceva de bază. Cel mai important, aici o paranteză, pentru că în fiecare an îmi setez 7 obiective, cred că... La început de an faci asta? Da, la început de an. Nu sunt genul de om să umblu după 10-20 de obiective, cred că este stresant. Deci 7 este cifra standard, acum poate că să și învățăm. Da. De 7 obiective la început de an. Bun. Sunt 7 zone importante în viața mea. Vorbesc despre mine. Cred că, sigur, în general, fiecare ar trebui să-și ridice măcar întrebarea pe cele 7 zone. 3 sunt perechi, una cred că le îmbină pe toate. Avem carieră, familie, avem financiar, spiritual, avem fizic, intelectual, deci sănătatea și educația, și avem social, adică networking relațional. Și evident că există o ordine, iar pentru mine familia este pe primul plan. Apoi toate încerc să ating ceva, dar e greu să fii maxim la fiecare din cele 7 în fiecare an simultan. Așa că încerc să jonglez cu ele și dacă pe o zonă sunt foarte slab, încerc să recuperez anul următor. Dacă suntem preocupați să păstăm cât de cât un echilibru pe cele 7 zone, pentru mine viața înseamnă împlinire. Când te mai relaxezi? Pare cam din ce ne povestești că totul presupune un task pe care trebuie să-l faci în anumite momente. Și totuși relaxarea ta ce presupune? Sau dacă există, dacă ești un om căruia să-i placă relaxarea, că dacă vrei să rămâi mereu în standardele acestea și să fii în forță continuă, s-ar putea să nu fie ce trebuie. Unii o să consider că e un clișeu, dar relaxarea este în tot ceea ce fac, pentru că sunt pasionat. Toate activitățile mele și faptul că am poate 7 joburi și le țin la un nivel bun de performanță, nu m-a dat nimeni afară de undeva că nu am rezultate sau că nu contribui, le fac din pasiune și mă raportez la bani în termen de independență financiară, nu bogăție. Nu muncesc atât de mult sau puțin sau mai mult, cum nu mă interesează ce spun ceilalți, ca să acumulez proprietăți, mașini. Dar pentru ce muncești? Pentru a mă împlini, pentru a aduce o contribuție, pentru că asta mă împlinește, asta mă pasionează, asta îmi place, asta îmi dă scop și evident partea financiară și banii mă raportez la ei în termen de independență, adică investiții, economii în prima fază și investiții lunare, periodice, care să ajungă la un nivel de dimensiune a unui portofoliu de investiții, din randamentul căruia să-mi acoperi toate cheltuielile de trai, nevoi și dorințe. Și atunci nu mai muncesc nicio zi din viața mea pentru a-mi întreține familia, deci sunt independent financiar. De aceea spun că independența se măsoară în timp, bogăția în case, în mașini, în pasive, le spunem, în aspecte materiale, de ordin material. Și în momentul în care devii independent financiar, ești autentic. Ai menționat puțin mai devreme că suntem o țară în care nu se vorbește despre educația financiară. În continuare nu se întâmplă acest lucru. Mă refer la scară largă, la nivel de școală, de acolo de unde ar trebui, de fapt, să învățăm noțiunile de bază. Și mergem tocmai, suntem furați de trendul care e deja de câțiva ani, în care bogăția înseamnă să ai.
să ai mașini, să ai case, să arăți toate lucrurile acestea, să cheltuiești banii pe lucruri scumpe. De ce suntem așa? Că știu că faci analize apropo de cum gândim la nivel profund, la nivel de popor, astfel încât să încerci să explici și unde ar trebui să lucrăm. De unde vine sentimentul acesta? Nici nu știu ce este. Este un sindrom al sărăciei, impostorului, comunismului? Care e problema? Puțin din toate, o foame și o sete de a demonstra, de a arăta, pentru că foarte mulți ani am văzut la părinții noștri, la bunicii noștri, că n-au putut avea proprietate privată, casă, și a devenit o obsesie după anii 90. Sau le-au fost luate la un moment dat. Exact, au fost confiscate de comuniști, și dorința de a avea o casă, proprietate personală, ceea ce nu e o problemă, și dacă ne cumpărăm casa pe care ne permite la prețul corect fără să ne supraîndatorăm, e foarte bine. Problema este că astăzi în România 90% din avuția poporului se duce numai în imobiliare și depozite bancare, nu știm ce să facem cu banii, nu punem banii în mișcare, nu creează valoare adăugată pe lanț și așa nu ne atingem potențialul, pentru că nu creăm valoare adăugată. Și vine și din necunoaștere, din educație financiară scăzută, vine și din dorința de a demonstra, ne raportăm mereu față de vecinul din stânga, din dreapta, luptăm să impresionăm, să arătăm. Am văzut oameni care au casă și apoi își doresc și piscină, apoi își doresc și casă cu etaj, doar pentru că a făcut vecinul. Nu au neapărat nevoie. Familii cu un copil care locuiesc în vilă cu două etaje, dar vor să arate. Și sunt, de fapt, dependenți financiar, pentru că dacă se opresc din muncă și nu mai produc bani, nu mai pot întreține acele locuințe supradimensionate, mașini și așa mai departe. De aceea, bogăția, sărăcia, Confuciu spunea, cum poți să spui despre cineva că e sărac dacă lui este suficient ceea ce are? Și definim cumva prea ușor aici în țară bogăția și sărăcia, exact, am pus niște, le-am încadrat în niște chenare foarte bine stabilite și nu ieșim niciodată din ele, că mergem după prejudecăți în mare parte. Din păcate avem aceste prejudecăți, modul cum oamenii se îmbracă, ce mașină conduc, în ce casă locuiesc, unde își petrec concediile, ce telefon au, la ce restaurant mănâncă, și catalogăm oamenii în funcție de această dimensiune financiară, socială, și le arătăm poate interesul, câteodată chiar aprecierea, respectul pentru aceste lucruri care, de fapt, nu așa se câștigă, și dacă sunt arătate, sunt false, pentru că, dintr-o dată, dacă acei oameni nu mai au acel statut financiar, își pierd și acei așa zis prieteni care erau acolo doar pentru că era o situație financiară. La vremuri bune, toată lumea este lângă tine. De aceea spun, banii, când nu îi ai sau când nu faci bani, ar trebui să nu fii leneș. Când îi ai, ar trebui să nu fii mândru. Să nu trăim niciodată la nivelul cheltuielilor, să nu fie la nivelul veniturilor pe care le avem. Să economisim, să investim, dar din nou, pentru ce? Ne trebuie un scop, un obiectiv bine definit. Nu doar să avem mai mult, mai mult, mai mult. Trebuie să avem, totul pleacă de la un vis. Iar pentru noi în familie, visul, și împreună cu soția, și pentru că suntem pe aceeași lungime de undă, suntem împreună, este cel al independenței financiare. Adică să acumulăm prin economii lunare, cu răbdare, un portofoliu de investiții care să ne întrețină pe noi și familia noastră, că dacă ne asumăm niște proiecte antreprenoriale la un moment dat, unde putem să nu reușim, să nu avem teama, frica, că eșecul va periclita standardul de viață al familiei. Și apoi acest vis este transformat într-un obiectiv foarte clar. Până la o anumită vârstă vrem să avem o sumă de bani și ca să ajungem acolo economisim în fiecare lună și investim într-un portofoliu diversificat. Nu intru acum în paranteza unde să ne investim banii, avem 2000 de minute deja de educație financiară la banii în mișcare. La banii în mișcare aflăm asta, cel puțin o dată pe săptămână. Cel puțin chiar fiecare zi de 3 ori, dar sunt arhivate pe site-ul Digi24.ro și în cartea Banii Mișcare, Prosperitatea în 10 pași explic tot universul de investiții. Și ca să dau și un exemplu concret, cum a arătat chestia asta pe niște cifre ipotetice, să spunem că o familie are nevoie de cheltuieli lunare pentru nevoi, dau un exemplu așa, 1000 de euro. Deci undeva la 12.000 de euro pe an, un portofoliu de investiții ar trebui să fie cam la 500.000 de lei, 100.000 de euro, din randament să-ți acoperi nevoile. Randamentul obiectiv țintă este 10% și ai ajuns acolo. Și acum se întâmplă un lucru, Teodora, absolut fascinant. Am terminat
școala doctorală la ASE, am făcut CFA în America, MBA Sheffield în UK. O înțelepciune mai mare decât aceasta, valoarea timp a banilor, n-am găsit-o. Puterea de a gândi pe termen lung. Și îți dau un exemplu concret să vezi cât de mare este impactul. Vrem să ajungem la 500.000 de lei. Să spunem în 15 ani. Am făcut un calcul, la un randament de 10% trebuie să economisești lunar 1206 lei. Pentru că, de fapt, în cei 15 ani vei obține cam 43% din sumă și restul de 57% din sumă va fi câștigată de banii munciți, de banii tăi. Dacă ne propunem obiectivul pe 10 ani, ca să ajungem în 10 ani la 500.000 de lei, economiile noastre se vor dubla. Se duc undeva la 2400 de lei și din suma finală familia muncește cam 60%, pentru că banii munciți de banii noștri, economiei investite, contribuie cu 40%. Dar dacă mă duc obiectivul pe 20 de ani, economiile acelea de 1206 lei se vor duce la 500 și ceva de lei. Și familia muncește 33% pentru obiectiv și 2/3, 60 și ceva la sută, vor fi bani munciți de banii noștri. Adică, cu cât gândim pe termen lung, cu atât efortul nostru de economii lunare este mai mic. Avem timp să stăm alături și de familie, să ne bucurăm de viață, să mergem la teatru, să ieșim cu prietenii, să stăm cu copiii și să ne bucurăm de viață. Nu doar să muncim. De ce să îmi iau al doilea job doar pentru bani, ca să economisez dublu, când de fapt pot să fac ca economiile mele să se dubleze prin investiții? Și uite așa, cred că educația financiară, planificarea, o organizare, să te gospodărești, să ai un obiectiv, să ții un buget de cheltuieli, să economisești cu un scop foarte clar, împreună cu familia, să tragă toată lumea în aceeași direcție, căruța vieții, îți face totul, această ordine, îți face, de fapt, claritate și limpezime. Și chiar dacă un prieten îmi spunea, Iancule, tu îți ții, ești la restaurant, plătești nota și spui imediat în telefon, într-o aplicație, deja evidența. Da, e cam pușcărie, la câți bani faci tu, Iancule? Nu, e libertate. Uite, două lucruri opuse. Tu spui că e pușcărie, eu spun că e libertate. Îmi ia 3 secunde, eu am un buget în fiecare an pe Horeca, tot ce ține hoteluri, restaurante, cafenele, concedii, împreună cu soția. Stabilești deja bugetul pentru asta? Da, la începutul anului. Avem pentru sănătate, pentru educație, pentru casă, pentru utilități, pentru tot, și avem un buget. Și de fiecare dată când ești la restaurant, treci suma într-o aplicație? O dată pe săptămână. Duminica, pentru că fac plățile cu telefonul. Nu reprezintă un stres pentru tine asta. Uite că pentru cei mai mulți, asta era chiar și următoarea întrebare, pentru cei mai mulți asta înseamnă un stres suplimentar și se gândesc, păi dar nu mai trăiesc momentul, mai bine mă bucur de moment, că cine știe ce o să fie peste 10 ani. Dar mă bucur foarte bine și de friptura aia și mănânc și mă simt bine și odată pe săptămână 5 minute mă uit pe telefon, văd toate tranzacțiile, le pun în aplicație și îmi țin un buget. Pentru că cum să fiu stresat că muncesc ca să fiu independent financiar? Cum să fiu stresat că, indiferent ce s-a întâmplat cu mine, am un accident, Doamne ferește, sau soția și nu mai putem produce bani, copiii noștri și familia noastră nu va, practic, nu-și va periclita standardul de viață. Asta este stres, asta este pușcărie, nu, e libertate, e bucurie, e fericire, este pur și simplu, haideți să o spun altfel, mă întâlniți un antreprenor pe stradă și îl întreb cât dai pe salarii, nu știu. Da, chiria cât te costă? Nu știu. Și furnizorii? Habar n-am. Ce părere să faci despre acel antreprenor? Haotic, la nimeni. Asta e probabil și de ce mulți eșuează. Iancu, acum luăm o scurtă pauză. Vreau să vorbim după ce înseamnă independența financiară, mai pe înțelesul tuturor. Mulți se gândesc că independența financiară înseamnă, de fapt, să nu mai muncești la un moment dat în viață, însă răspunsul în câteva momente. Ne întoarcem la scenă deschisă. Suntem în direct la scenă deschisă, Iancu Guda în continuare alături de noi. Iancu, spuneam puțin mai devreme, înainte de pub, că independența financiară, poate că în concepția multora, înseamnă la un moment dat mă opresc din a munci. Și asta înseamnă să consum banii pe care i-am acumulat la un moment dat. Cred că nici n-ai putea vreodată să nu muncești, să stai efectiv și să faci nimic. Și într-un concediu, când mergem, că avem planificate și mergem muncești pe 4 ani... Muncești în concedii, știu sigur că nu faci mult, asta. Nu mult, doar punctual și dacă e ceva foarte urgent, dar în general chiar spre deloc. Și când e un concediu în acesta mai lung de 2 săptămâni, după
7, 8, 9, 10 zile simt nevoia să fac ceva și acolo o activitate. Munca ne definește, ne dă un scop, suntem ceea ce suntem și prin latura profesională. Cât timp este făcută din pasiune cu plăcere și este structurată pe talentele noastre, pe ceea ce suntem bune, face să ne simțim bine. Nu m-aș putea concepe să nu mai muncesc. Chiar și la bătrânețe, cred că o să merg pe modelul străbunicului. Nu știu dacă o să reușesc să ajung la venerabil la vârsta de 94 de ani cât a fost, dar și am muncit până la 93, dar aș vrea, de exemplu, să rămân cu un job la bătrânețe, doar acela din toate cele care sunt acum, de lector universitar, să împărtășesc tot ceea ce am acumulat în viața mea până în ultima zi, pentru că îmi dă din nou o mare satisfacție, scop, pregătesc noi tineri, generații viitoare să fie mai, știu eu, pregătite pentru viață, să dezvolte abilități practice. Deci scopul independenței financiare nu este să ne oprim din muncă. Scopul independenței financiare este exact ceea ce spune, să fim independenți. Adică să avem un portofoliu de investiții care din randament, deci nu din principal, adică un depozit și luăm din el până consumăm, până ajunge la zero. Nu, portofoliul de investiții rămâne acolo, doar randamentul anual ne hrănește, ne acoperă nevoile și dorințele. Și atunci scopul nu e să mergem pe un șezlong, să bem cocktailuri până când crăpăm și asta e. Scopul este să nu mai avem stresul banilor. Câți bani mai am în acest moment în cont? E o întrebare care presupune spun altă întrebare. Am prieteni în jurul meu, tineri, oameni pregătiți, care au idei minunate, competențe deosebite, ar putea să facă ceva antreprenorial de foarte mare calitate. Nu se apucă, pentru că se gândesc, am copii acasă, am responsabilități, dacă îmi las jobul și nu voi reuși, teama de eșec. Nu este doar mentală, este și una ancorată în nevoi de cheltuieli lunare. Copiii au nevoie de bani, familia are nevoie de bani. Sau ne place să muncim mai puțin, dar să avem venituri mai mari, să vină bani mai mulți. Da, exact. Și atunci, de asta, independența, spun că se măsoară în timp, bogăția în materie. Și nu se apucă. De ce? Pentru că nu sunt independenți financiar. Că dacă ar fi economisit și investit, ajungând la un portofoliu care să-i întrețină, n-am mai fi avut nicio temere. Ok, mă apuc de un proiect antreprenorial, îmi iese, nu-mi iese, știu că standardul de viață al familiei nu e periclitat. Ceea ce e minunat, pentru că neavând stresul banilor, ești mult mai în prezent, ești creativ, ești concentrat 100%, te dedici total. Nu mai rezerva aceea să-mi asum decizia aceasta, să-mi asum riscul acesta și dacă nu-mi iese, ce se întâmplă? Deci toate aceste piedici dispar, ești liber. De aceea, da, 5 minute pe săptămână îmi pun toate cheltuielile, pentru că avem un obiectiv să economisim o sumă lunar, să investim și nu mai avem foarte mulți ani, să ajungem la un punct în care să zicem, da, avem deja un portofoliu de investiții care ne întreține pe noi și familia noastră. Ca să ce? Să mergem pe insulă și să dăm la pește toată viața? Nu. Să ne apucăm de niște chestii mai riscante, antreprenoriale, care... Chiar dacă și eu sunt convins, cred, îmi doresc și vom face tot ce ține de noi să reușim, dar în cazul în care sunt factori care nu țin de noi și nu ne putem stresa, că nu sunt sub controlul nostru, de ce să ne stresăm și nu o să ne iasă așa cum ne dorim, standardul de viață al familiei nu este periclitat. Deci un lucru minunat. Așa ceva nu e nici stres, nici preocupare, nici oboseală, e o bucurie. Ne-ai explicat cum te raportezi tu la bani, dar când ai simțit vreodată sau pe ce ai simțit vreodată că ai risipit banii sau că ai dat bani care efectiv nu au fost investiți cu un scop? Că acum nivelul de care ne spui este cel premium. Da, am ajuns la planificarea aceasta financiară din experiență, în timp, lovindu-mă de tot felul de probleme. Și până la punctul în care n-am avut un buget, cred că, în general, nu pe tot ce dădeam banii pot face o asociere cu risipă, dar nefiind în baza unui buget, nu știam dacă deosebirea dintre nevoie și dorință. Cheltuielile din impuls erau mult mai frecvente. Acum, având un buget, mai apar, dar am o ancoră aceea a bugetului și pot să le reprim destul de ușor, pentru că le contrabalansez cu altă emoție puternică, dorința de a duce familia la punctul independenței financiare.
Și atunci nu pot să periclitez așa ceva doar că am văzut o pereche de Adidas și frumoși sau nu știu ce mi-atrage atenția. De ce te gândești? E sliponit mult pentru fiecare obiect pe care ți-l cumperi. Dacă e în buget și îmi place, nu. Dar dacă nu e în buget și îmi place, de ce mai multe ori nu-l iau? Da, sau dacă îl iau, tai din altă parte. Întorcându-ne la perioada în care ai început tu să înveți ce e economia și să faci primii bani, când a fost primul lucru pe care ți l-ai cumpărat? Ce ți-ai luat prima dată din banii tăi adunați? Partea de investiții am înțeles-o că erai contribuție activă la familia ta, bunicul tău și ce făceai cu întreaga familie. Dar când ți-ai luat ce anume din banii câștigați? Ulterior, ca adult. Da. Da, din primele economii, pentru că iarăși, aici lumea mă întreabă, Iancule, e ușor să vorbești de economie când ai ajuns la un nivel, câștigi mulți bani. Și când bani. Ai bani. E ușor să faci investiții când ai bani. Ce știi tu despre cum să faci treaba asta când ai venit mici? Și eu am fost student, am avut bursă de 200 de lei pe lună, nu puteam să fac deloc economii și când am început să îmi cresc veniturile, ce am făcut? Nu mi-am crescut cheltuielile. Am rămas la același nivel, am economisit mai mult și prima dată și cu prioritate am investit, nu am cheltuit, în cea mai importantă investiție pe care un om o poate face în viața lui, propria educație. Adică după ce am terminat facultatea, am mai făcut școala doctorală, apoi cel mai dur certificat financiar din lume, CFA, Chartered Financial Analyst în America, apoi un MBA la Sheffield în UK. Bine, acolo am câștigat singura bursă la nivel național, dar au fost cheltuieli cu cărțile, deplasări în Anglia, în Grecia, în alte țări și așa mai departe. Foarte multe cursuri, deci acolo noi suntem cel mai important activ al nostru. Se cheamă capitalul uman, adică puterea de a face bani în viitor. Și atunci trebuie să ne întărim acest capital prin două direcții. Și le-am spus parte din cele șapte. Educație și fizic, adică să fii sănătos, că nu poți să faci dacă ești la pat. Și atunci să ai grijă de tine, de un stil de viață cât mai sănătos. Mai mănânc și eu, că nu sunt așa robot, am plăcerile mele culinare. Cum ar fi? Dovadă că n-am Acum un corp de atlet. Păi îmi place foarte mult carnea. Friptură, poate câteodată de vită, care se digeră mai greu, poate seara, dulciurile, obsesia mea. Am tăiat băuturile carbogazoase, deci nu mai beau sau prea puțin cola sau lucruri de genul ăsta, dar încerc cât reușesc să am un stil de viață sănătos, fac mult sport, am un ritual de 3 ori pe săptămână not, de 2 ori fac exerciții fizice, deci 5 din 7 zile fac mișcare și e important să avem grijă de noi, de corpul nostru, să avem grijă de networking-ul nostru, suntem media a ceea ce ne înconjoară și dacă vrem să ne creștem calitatea networking-ului, oamenii de lângă noi să fie mai buni, prima dată noi trebuie să fim mai buni, pentru că trebuie să te uiți în oglindă, oamenii aceia mai buni vor să fie în preajma mea, Iancu, nu la nivelul ăsta. Trebuie să-mi cresc eu nivelul și după aia inevitabil voi atrage și oameni mai de calitate. Dar nu te frustra, de exemplu, în studenție? E clar că aveai în minte întotdeauna să ajungi departe. Nu te frustra că poate ți-ai fi dorit? Adică nu se ducea acea luptă interioară în care îți doreai să te distrezi, să ieși cu prietenii? E chestia aia de popularitate atunci când ești foarte tânăr, în care la un moment dat vrei să fii. Mai apoi viața îți arată că poate are alt plan pentru tine. Nu, n-am simțit că dacă stau la 1 noaptea și învățam pentru CFA și mai vedeam pe anumite grupuri unde eram parte mesaje că suntem nu știu unde, de ce nu vii, un regret, o părere de rău, adică n-am asociat niciodată acest efort cu sacrificiu, să mă victimizez, mama ce sacrificii fac eu, pentru că în primul rând toate au venit natural. Eu am luat acele decizii, mi le-am asumat, le-am făcut din plăcere. Chiar îmi plăcea să stau cu cărțile CFA 6 ore și să citesc despre economie, investiții, planificare financiară, cum se evaluează o companie. Mi se pare fascinant să văd care e valoarea unei companii și am citit cărți de sute de pagini cu studii de caz, calcule, analize, pentru că asta mi-a plăcut mie. Deci dacă faci ceea ce faci din pasiune, din plăcere, n-ai acele regrete, nu te simți stresat, obosit sau... Da, la 2 noaptea eram fizic, intelectual terminat de energie și trebuia să mă culc și a doua zi să o iau de la capăt. Dar când mergeam acasă, că rămâneam la birou, dacă veneam acasă, era greu să mă pun într-un dormitor și să învăț singur. Și după ce terminam jobul la birou la 18, rămâneam în biroul meu încă 4-5 ore, când aveam examenele și le dădeam
sesiunea la CFA în iunie, 6 luni înainte, aproape zi de zi aveam acest program. N-am mai simțit-o ca pe un... Pentru că toate vin din pasiune și dacă noi facem în viață pentru că ne spune X sau Y, atunci s-ar putea să... Foarte probabil că vom avea aceste remușcări, aceste regrete. Pentru că trăim viața indicată de părinții noștri, de prietenii noștri, de... Și-ar fi dorit familia ta să faci altceva, să fie altceva, sau nu ți-au spus vreodată ce plan au pentru tine? Niciodată nu mi-au spus ce să fac, cum să fac. Mi-au spus să fiu fericit, să o fac cu convingere, să pedalez puternic. Mi-au spus că fără muncă nu o să primești succesul așa, nu vine gratuit, că trebuie să-ți faci un rost în viață. Și m-am învățat de la 6 ani, spuneam că am muncit apoi prin casă ca să rambursez suma aia de 5 ori cu inflație și dobândă de 10% pe lună, de mi-a ieșit pe nas și am simțit-o. Și am fost implicat în tot felul de treburi gospodăriști, am învățat ce înseamnă lipsa, chiar dacă câteodată părinții îmi puteau oferi ceea ce îmi doream, dar au pus niște limite, tocmai ca să văd că există, nu e... Nimic nu e nelimitat și pot să-mi satisfac orice dorință și pe orice plan, inclusiv cel personal. Mi-aduc aminte cu bucurie, cu amuzament de o discuție cu tata. Spunea că la noi, la români, încă unii consideră că, sau se aude, sau cred că se iau căsătorile, se fac pe bază de recomandări. Că sunt aranjate. Că sunt aranjate. Poate pe vremuri sau acum 2-3 generații în spate, dar tata îmi zicea că stai relaxat, e important să fii fericit. De preferat m-aș bucura să nu fie băiat, dar dacă și băiatul îți place, e treaba ta. Dar orice să te facă pe tine fericit, că tu stai între patru pereți cu nevasta. Și degeaba lumea zice din afară, uite ce soție care dă bine sau respectă etichetele sociale sau știu eu, adică alții sunt fericiți pentru tine, dar tu nu ești fericit pentru tine. Păi ce viață trăim noi aici? Totuși, de ce ți-e frică? Ești foarte calculat, ai foarte mare încredere și în planul tău de viitor și în viitorul tău lesne de înțeles. Ce te face să-ți fie frică? Pe mulți dintre cei pe care îi cunoaștem și din jurul nostru în România, ne este frică de viitor, de perspectivă economică, de criză, de faptul că n-am putea avea ce mânca, de război, iată că suntem acum în contextul ăsta. Ție, de ce ți-e frică? Mi-ai spus că la emisiune o să discutăm și de lucruri care nu se văd pe sticlă, de partea mea privată, nu mă gândeam că ajungem chiar la frici, dar am o singură frică. Nu știu dacă e frică sau temere sau... Suntem într-o țară în care, știu eu, sunt foarte multe accidente rutiere, sunt multe situații neprevăzute... Și mi-e frică de ceva ce nu pot controla, care să îmi afecteze siguranța mea, starea mea de sănătate, viața însuși și asta să aibă repercusiuni asupra familiei mele. Adică aceste accidente pe care nu le provoci tu. Că dacă mergi cu 250 pe autostradă cu ploaie și ai un accident, ți-ai făcut-o singur, dar mi-e frică de lucruri, genul acesta de lucruri, de aceea m-am asigurat, cred în Dumnezeu și în providență că mă protejează, dar nu las totul doar în slujba providenței și ce ține de mine fac. Adică m-am asigurat cu o despăgubire care să fie la nivelul visului. Adică visul meu nu poate să rămână doar vis. Trebuie muncit, visul familiei, independența financiară. Trebuie să ajungem cu portofoliul de investiții la nivelul acesta. E o sumă de bani. Și atunci, noi suntem în curs. Nu mai avem foarte mult, o să ajungem acolo. Până când ajungem acolo, mi-am asigurat visul. Adică, dacă mi se întâmplă ceva și nu mai pot să produc acei bani ca să asigur un portofoliu de investiții care să asigure standardul de viață al familiei, indiferent ce mi se întâmplă mie sau soției, visul acela e atât de frumos și țin atât de mult la el și nu m-aș putea ierta dacă aș ajunge într-o situație de incapacitate de muncă, că am avut puterea să-mi asigur acel viitor și n-am făcut-o și am dat banii pe alte prostii și de aceea am contrabalansat această frică, pentru că este o emoție puternică, nu poți să bați emoția cu rațiunea, cu altă emoție, iubirea față de familie. Și am zis, ok, nu pot controla ce nu ține de mine, dar dacă mi se întâmplă ceva, mă rog la Dumnezeu,
sper că nu va fi, și orice va fi, e de sus, deci trebuie să fie și ăsta e destinul. Asta e, dacă mi se va întâmpla ceva, dar n-am rămas la mâna destinului. Am asigurare, visul este asigurat și dacă mi se întâmplă ceva, acea frică, de fapt, nu va avea repercusiuni, să spunem, asupra altora, în special ce mă interesează, familiei mele. Nu te-ai gândit vreodată să pleci din țară, tocmai pentru că aici e foarte complicat din punct de vedere economic? Poate că ne-am și obișnuit, nu înseamnă că e o țară în care nu putem să avem un viitor, ba din contră, există foarte multe oportunități, dar cei mai mulți când ajung, mai ales la nivelul tău, se gândesc că vor să-și asigure un confort, vor să fie mai multă liniște și mai multă siguranță, că ai tot vorbit despre aceste lucruri. N-ai avut niciodată gândul să pleci din România? Eu proactiv nu, am fost tentat, lucrând într-o multinațională în zona serviciilor financiare care analizează companiile cu aceasta se ocupă și asigură riscul partenerilor de afaceri, o multinațională în top 3 la nivel global, o firmă franțuzească, mi s-au propus diverse oportunități, ba în Europa, de fapt toate au fost în Europa, fie în Franța, fie în Germania sau în UK, de acolo au venit, pe mult mai mulți bani decât câștigam în România. Am refuzat hotărât și repede și managementul de acolo s-a preocupat, bă, ce face Iancu aici, fură sau de ce nu vrea să vină la noi pe mai mulți bani, adică prea repede ne-a refuzat. Ia să facem un audit, un control, că dacă e prea mulțumit cu salariul mic, înseamnă că și ia pe altă parte. Oamenii se gândesc, chiar așa a fost experiența. Și au trimis audit, control, cheltuieli verificate, tot nimic, totul curat, foarte bine, nicio problemă. Și au revenit, băiancule, dar ți-am propus salariul dublu și tu nu vrei. Se pare că chiar astea-s veniturile tale, adică care, de ce nu ai acceptat? Pentru că am un vis. Și visul nu se cumpără nici pe bani, nici pe nimic. Vreau să fac ceva pentru România, pot să fac ceva pentru România, veniturile mele nu vin doar din poziția de CEO la multinațională, am și aceste alte activități pe lângă, deci per total oricum eram bine, dar chiar dacă pachetul meu de total venituri în România ar fi fost mai mic decât ce mi s-a propus în altă țară, tot nu acceptam, pentru că mai este un lucru, că am fost în foarte multe țări, am văzut nivelul la care se lucrează, sunt foarte avansați și mie mi-e ciudă așa, privind către ei. Mă duc la unii care deja au de toate ca să consolidez și să contribui prin munca mea de consolidare. În țara aici unde am fost născut, consolidarea e departe. Noi suntem la temelie încă, construim, avem foarte mult de construit. Cum să plec eu dintr-o țară unde e în stadiu de construcție și pot să aduc o valoare adăugată mai mare față de vestul dezvoltat, unde lucrurile deja sunt construite. Vreau să rămân în țară, să construiesc și, sincer, uitându-mă în jur, prin curaj, că dacă te uiți cu toată modestia, eu dacă mă duc în America pe Wall Street, am mult mai mulți, să zicem, adversari profesioniști decât în România. Aici nivelul este mai scăzut. Poți să te diferențiezi mai ușor în orice faci. Adică, onest spus, da, așa e. Concurența, nu sunt fricos, nu mi-e frică de, dar poți să contribui mai mult, mai repede, lumea zice că e mai greu. Eu nu știu dacă, mie nu se pare greu. Dacă îți place și ai răbdare și perseverență și ai un scop bine definit, trebuie să-ți placă munca, că nu fugim de muncă. Și să fii încăpățânat, să dai cu capul până când reușești. Dar mă uit în jurul meu și prin curaj, pentru că eu am fost implicat în foarte multe asociații. Una dintre ele, Asociația Analiștilor Financiari Bancari. Am fost 4 ani președinte, 4 ani vicepreședinte. Păi am fost numit președinte la 29 de ani. În America, la 29 de ani, mă puneau să muncesc până la 2 noaptea ca să fac munca secundară pe care probabil nici nu o vedeau beneficiarii la rezultatul final. Deci eram în spate, în runda a doua, în runda a treia. Pe când aici, la 29 de ani, am fost numit CEO de multinațională la 30 de ani. Am adus și contribuție că și la compania unde lucrez m-am angajat din anul 1 de facultate, făceam cafea și am servit în toate departamentele, toate pozițiile, aducând contribuții pe toate responsabilitățile și am tot progresat și am ajuns director general. Pentru că am și oferit și am meritat, dar uitându-mă la concurență în business, în piața muncii, să spunem așa,
chiar poți să aduci contribuție mai repede, mai ușor, mai bine în România, unde este și nevoie mai mare. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Iancu, pentru prezență și pentru povestea ta. Sperăm să fie inspirațională pentru foarte mulți și că au reușit cei care ne-au urmărit să te vadă și altfel decât se întâmplă zilnic, de mai multe ori pe zi, așa cum ai spus, la Banii în Mișcare. Mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Să aveți o seară liniștită. Rămâneți pe Digi24.